Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Hai să vedem cum cresc românii copii în America. Suntem în direct cu o fată foarte dragă mie, Maria Moldovan. Trăiește acolo de 20 de ani. Ea este din Sălaj, soțul ei din Sighișoara, Corneliu, și au împreună doi copii. Luca are 11 ani și Ana are 9. Alo? Da. Bună dimineața. Bună dimineața la noi, da. La tine, bună, da. Inimul la voi. Da. Maria, sunt cu Amalia Năstase în studioul Europa FM și vrem împreună să aflăm cum cresc copiii românilor în America. Copiii românilor în America. Încercăm să păstrăm tradiția, cultura, limba românească, să înțeleagă copiii, de fapt, rădăcinile lor. Este foarte greu, pentru că la vârsta asta, în special la care au Luca și Ana 9, respectiv 11, vor să fie egal cu cei din jurul lor, cu copiii de la școală, și li se pare a fi diferiți. Ei încă nu înțeleg, dar sunt simpatici când vor, suntem în public și vor să spună ceva mai în privat, o spun în românește. Vorbesc română amândoi? Vorbesc română, dar interesant, când ne întâlnim în grupul nostru de români, toți copiii sunt din părinți români și se joacă și vorbesc în engleză. Și e trist să vezi lucrul acesta, dar în același timp copiii înțeleg orice în limba română și vorbesc în familie, cu părinții vorbesc limba română. Bună, Maria, Amalia sunt. Bună, Amalia. Eu am două fetițe mari și un băiețel mai mic și fetițele de la 3 ani la școala americană și la un moment dat noi vorbim, bineînțeles, română în casă și între noi, și la un moment dat trăim în București și la un moment dat le-am întrebat, dar auzi, voi în ce limbă gândiți? Și ele mi-au spus că le gândesc în engleză. Și atunci mi-am dat seama că acești copii le-aș cere foarte mult ca ele să nu... Pentru că vorbesc, ele gândesc în engleză. Ce să-i cer acestui copil? Pentru că învață în engleză. Pentru că învață în engleză. Și atunci, asta este situația și atâta timp cât poți să ții limba română, să o ții vie, pentru că vorbiți în casă, asta e una. Dar în al doilea rând, nu poți să le ceri copiilor să fie ca noi. Că noi ne-am născut, am învățat în română și este foarte bine așa cum sunt. Maria, cum e acolo la școală? La școală... aș putea spune ca și în România. Ce drăguță ești! Ca și în România, să nu facem diferențe. Da. Cât de greu e ghiozdanul copiilor tăi? Interesant că acum încă este greu. Clasa 5-a, Luca are vreo două, trei cărți foarte grele și mari. Și, din păcate, anul viitor, sau să spun din fericire, anul viitor va schimba școala, va intra la middle school și copiii nu vor mai avea caiete de notițe. Asta este foarte trist. Copiii nu mai învață caligrafie, copiii nu mai învață să scrie, vor primi laptopuri și consider că este un lips mare care o să-l aibă copiii în viața lor, să nu fie în stare. Dragii de ei, copiază, mă văd pe mine scriind de mână și încearcă să copieze literele. Dar au fost trecut prin pașii de a scrie literele cu bastonaș, poate 6 luni, în toată școala lor. Am înțeles. Și consider că asta... Te duci la ședințe cu părinții? Mă duc la ședințe cu părinții, ascult, observ, pentru că... de exemplu, acum suntem în clasa 5-a, ne pregătim pentru banchetul clasei a 5-a, părerile sunt foarte împărțite, se fac tematici cum să pregătim petrecerea de clasa 5-a și fiecare părinte are o responsabilitate să facă voluntariat și să intre în acest program de pregătire a petrecerii și asta mi se pare chiar interesant. Părinții se implică foarte mult. Școala se bazează pe mult, mult voluntariat din partea părinților și asta e un plus care poate nu-l vezi în România așa de mult. Părinților li se cer de multe ori listă de rechizite pentru anumite proiecte sau
bani, să adunăm bani pentru anumite proiecte în școală. Unde, în America? Dar nu la nivel, în America. Este vorba de comunicare. Despre asta e vorba. Cum o comunici? Pentru că și la noi e fondul clasei pe care îl înfierează atâta lume, iar la americani este altă comunicare. Este exact același lucru, numai că americanii știu să ți-o ceară în așa fel încât să fie ok cu asta. Să nu simți că ți-a băgat mâna în buzunar. Și în România nu știu să ți-o ceară. Dar nu ni se pare un efort. Unde își fac prieteni copiii tăi, Maria? Prietenii și-i fac la școală, dar sincer cred, zic eu, prietenii de suflet sunt prietenii românilor. Prietenii români care îi întâlnim la biserică, avem un grup de o mână de 10-15 familii de români și când ne întâlnim cu ei, văd conexiunea asta între copii, se atrag mai mult. Și mă gândesc să fie oare pentru că venim din aceleași rădăcini? Cu siguranță. Mulțumim mult! Mulțumim mult, Maria! Mă bucur foarte tare că ai fost în direct cu noi și abia așteptăm să aflăm mai multe lucruri despre tine și despre cum cresc copiii tăi acolo. Te pupăm! Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.